agitație duminică în casa fetelor, care au avut parte de o provocare interesantă, ce le punea imaginația și creativitatea la bătaie. Concurente, astăzi veți participa la un task unde vă veți pune în aplicare abilitățile de marketing și vânzare împreună cu creativitatea. Veți vinde un parfum, reguli. Fiecare fată va alege o temă din următoarele: sofisticat, natural, dulce, bărbătesc, spiritual, sexy, confortabil, floral. Veniți la camera individual și anunțați ce ați ales, dar și locul din casă. Pentru task eu aleg tema natural și aleg să fac prezentarea pe terasă. Eu aleg tema dulce și aleg să fac acest task în bucătărie. Aleg tema sexy în living. Bună! Pentru task aleg bărbătesc, locul unde este inima și voi muta mini canapeaua. Mulțumesc! Pentru acest task aleg tematica floral și o să fac reclama în balansoar. Bună, eu aleg sofisticat și o să fac lângă inel și lângă canapeluță. Kiss. Eu vreau confortabil în jacuzzi. Eu aleg spiritual și fac în grădină. După ce partea teoretică a fost pusă la punct, a început pregătirea practică. Era aici o panglică roșie, o iau eu, mulțumesc. Au mai rămas undeva la 30 de minute și important este scopul task-ului, nu se premiază machiajul. Cine are o pereche de cizme lungi? Eu. Cele mai lungi? Da. Alea cu pietre? Nu. La ora stabilită, dichisite, cu parfumul și cuvintele la purtător, fetele erau gata să înceapă, iar Laura a spart gheața. Bună, dragilor! Vă prezint apa mea de parfum naturală. Este făcut din plante asiatice naturale. Așa cum fiecare persoană este naturală și întotdeauna frumusețea este cea mai frumoasă atunci când vine natural și suntem mult, mult mai apreciați atunci când suntem simpli, naturali. Așa consider eu că și acest parfum ne poate inspira să fim noi așa cum suntem. Este un parfum unisex. Îl ador. Avem și un site apă de parfum naturală și la comandarea unui parfum avem un voucher de 20% reducere. Atât. Bună, dragilor, Adriana este numele meu. Țin să vă spun că eu astăzi o să prezint un nou parfum lansat. Acesta este, avem sub forma de 50 ml momentan. Vom descoperi și celelalte cantități, dar nu acum. Țin să vă spun că are numele Misteriosa Choco. Acest nume este specific având mirosuri de ciocolată, bineînțeles, de flori, care aduc un miros dulce doamnelor și domnișoarelor. Miroase a prima noastră dimineață. Miroase a pielea ta. Pe pielea mea. Cum a fost cândva. Miroase a tine, peste mine. Și a tot ce-am făcut împreună cu tine. Femeile și bărbații au dus mereu o luptă de supremație pentru putere, până la noul parfum creat de către o femeie pentru fiecare bărbat adevărat. Acest parfum, Love, vine într-o cutie elegantă pentru un cadou minunat pentru femeia de lângă el. Este un parfum creat pentru un bărbat adevărat, cu tentă de trandafir, whisky, dar și tutun. Pentru orice bărbat adevărat, comandați acest parfum. Bună, numele meu este Juliana, sunt consilier expert în vânzarea parfumurilor. Astăzi vă prezint cel mai nou parfum lansat în colecția noastră, Orhidea Parfum. Lăsați-vă cuprinși de aroma primăverii, orhideelor și bucurați-vă la maxim de această vară. Parfumul unei doamne.
doamne, e de la sine înțeles că orice doamnă sofisticată poartă mereu un parfum senzual, accesorizat de cele mai bune bijuterii. Eu vă prezint parfumul unei doamne, parfumul iubirii și al pasiunii, accesorizat de cea mai frumoasă bijuterie, inelul dragostei, visul oricărei femei de a mirosi a iubire lângă bărbatul ales. Vrei să te relaxezi, să te simți confortabil și în același timp să miroși și bine? Încearcă noul nostru parfum, waterproof, cu miros afrodisiac dulce. Zi de zi, omul se îndepărtează de esența vieții, așa cum Dumnezeu, prin alchimia sa perfectă, unește cerul, apa și vântul, așa și apa de parfum divine, cu aromele sale pătrunzătoare de lemn dulce și vanilie, te reunește cu divinitatea divine. Doamne, a fost între cele mai amuzante materiale din istoria acestui sezon. Bun, acum felicitări, să zicem. V-ați străduit, am văzut, v-ați pregătit, v-ați machiat, v-ați îmbrăcat. A fost drăguț. Se știe câștigătoarea. Se știe, nu se știe. E Adriana, da, este o este câștigătoare aleasă de sponsorul, unul dintre sponsorii emisiunii. Dar aș vrea să fac jocul ăsta și cu băieții. Adică nu faceți reclamă, nu. Adică în sensul ăsta să nu vă speriați, că nu vă punem să nu. Să ne spuneți ce fată v-a plăcut vouă fără să fie iubită. Atenție, ca să nu fiți subiectiv, da? Încep eu. Uite, îl pun pe Valentin că nu are iubită, deci e chiar 100% obiectiv. Ce fată ți-a plăcut? Cel mai mult? Ce reclamă? Cel mai mult, doar nu cel mai puțin. Da. Ca reclamă Maria. Maria, ok. Liviu. Mie între Maria și Delia. Tu n-auzi că n-ai voie iubita, ce Dumnezeu, Maria. Nu vorbesc limba română, Maria. Nu vorbesc suficient Am de clar. Maria. Bine, hai să vă spun, să spunem și argumentația. De ce Maria, Valentin? Scurt și la subiect, a avut ușor că vă aud. A avut și bijuteria lângă ea, a făcut reclamă și la parfum și la bijuterii. Da, e drept că trebuia doar la parfum. Așa. Eu am zis Maria pentru că a avut un spig. Scurs la obiect. Finci! Un spig. Spici, spici. Un spig de îngrău. Așa. A fost, mi s-a părut cel mai la obiect. Și locul și tematica a fost bună. Ok. Ștefan. Da, nu avem voie să vedem. N-avem voie. Elena, pentru că a fost tematica sexy și a fost, a profunzat exact parfumul. A tine peste mine. A ce a făcut? A avut tema parfumului. Așa. Nu? Cum a fost tema? Era a fost sexy. Sexy, da. Și era un parfum bărbătesc, adevărul ăsta. Adică eu voiam să duc în zona că... Da. Da, nu discutăm zona în care l-ai dus. Deci tu zici Elena. Elena, da. Nu comentezi. Alexandru. Pe Maria. Mi-a plăcut mult decorul, cum s-a sortat, speech-ul pe care l-a avut. Așa. Speech-ul, nu? Speech-ul, nu. Și s-a descurcat bine. Cristian. Toate fetele s-au descurcat, dar exceptând-o pe Antonia, bineînțeles, eu o aleg pe Adriana. În primul rând, poziția mâinilor a fost foarte corectă, a arătat, a fost foarte naturală și în același timp a vândut, a zis și informația despre parfumul pe care ar fi trebuit, pe care l-a promovat, pe care l-a vândut. Eu am spus din ce e compus, ce conține. Da, da, știi care era problema cu tine? Că erai așa, mușcai din telespectatori, îți vedea să fie parfumul. Aoleu, știi? Vânzarea agresivă la tine. Adriana chiar a avut poziție bună de a prezenta. Okay. Deci că era o reclamă în aceea de dai skip la ea pe YouTube. Foarte corect, tot. Te rog, Dani. Eu
și terminat marketing. Aș zice între Adriana și Delia, dar cred că Delia era foarte hotărât așa. Ziceam eu, mușca din consumator. Delia, am avut o fișă când cât am apucat în timpul acela. Da, a scris practic un brief, așa cum primești și influencerii. Da, și m-am pus pe balansat până mi-am aranjat orhideea, a venit vântul și mi-a luat aia și n-am mai știut ce să mai zic. Practic a improvizat. Da, mi-a zburat vântul și până fugeam după ea deja expira timpul. Da, asta e, a expirat și pre.